Informație de ultimă oră, 200 de turiști români sunt blocați de 10 de ore pe un aeroport din Egipt. Avionul trebuia să decoleze încă de ieri spre Iași, dar se află la sol și la această oră, după mai multe amânări. Care e situația acolo? Aflăm de la colega mea Ioana Ciobanu și ce spun pasagerii care se află de atâtea ore pe aeroportul de acolo, Ioana? Bun găsit, vorbim despre o cursă aeriană din Egipt care ar fi trebuit să plece din stațiunea Sharm el-Sheikh ieri, marți, la ora 11:20 și să aterizeze la Iași 3 ore și 20 de minute mai târziu. Iată că acum, la aproximativ 30 de ore mai târziu, încă aeronava se află acolo, încă nu a decolat și nu este în drum spre România. Situația se complică pentru că același avion al companiei aeriene private face cursă dus-întors. Așadar, alți aproape 200 de turiști care ar fi trebuit să plece marți după amiază din Iași spre Egipt încă nu au plecat spre destinația lor și practic au pierdut încă o zi de vacanță. După un set de amânări, aeronava trebuia să ajungă astăzi la 15:20 la Iași, însă a fost din nou amânat zborul și următoarea oră programată pentru sosire este diseară la ora 21. Așadar, situația în acest moment este în felul următor. Aproape 200 de români așteaptă în Egipt să se întoarcă în România și alți aproape 200 de români așteaptă la Iași ca să plece în vacanță spre Egipt. Mulțumesc, Ioana, pentru toate aceste informații.